Piața streamingului și a creatorilor de conținut tip podcast este în continuă creștere, fapt ce pune presiune pe producători pentru a veni în sprijinul acestora cu echipamente de top. Razer a lansat de curând unul dintre cele mai bune microfoane din portofoliu, care se adresează în special persoanelor care fac streaming, dar poate fi folosit cu ușurință și de creatorii de conținut. Salut! Acesta este review-ul dedicat microfonului de streaming Razer Signer V2 Pro. Designul microfonului este unul minimalist, în formă de pastilă, care seamănă foarte mult cu celelalte microfoane din seria Siren. Noul produs de la Razer este un microfon dinamic cu o membrană de 30 de mm care promite un sunet bogat, cald și curat, cu o rată de până la 96 de kHz. Razer Signer V2 Pro este așezat pe un braț metalic destul de frumos proiectat, care face o treabă grozavă ținând microfonul stabil, absorbind din șocuri și oferă până la 180 de grade de înclinare. La baza microfonului se află două filete acoperite cu un material cauciucat care ajută la atașarea directă a acestuia pe braț. În partea din fața lui Signer V2 Pro regăsim două potențiometre care reglează amplificarea microfonului și volumul pentru monitorizare, dar și un buton care odată apăsat pune microfonul pe mute și schimbă culoarea din verde în roșu. Partea din spate găzduiește două intrări, una pentru un jack de 3,5 mm ce ajută la monitorizarea sunetului captat de microfon, iar cealaltă este un USB Type-C pentru a conecta microfonul la un PC sau la un laptop. În cutia produsului se regăsește și un burete, care se atașează pe partea superioară a microfonului și acționează ca un pop filter. În timp ce multe microfoane USB preferă să fie îndreptate în față, membrana lui Siren V2 Pro este poziționată diferit și obține cea mai bună reproducere audio, îndreptând partea superioară către sursa audio. Microfonul Razer Siren V2 Pro este capabil să ofere niște înregistrări foarte clare și curate chiar și atunci când te depărtezi 10 de centimetri față de partea superioară a acestuia, grație filtrului de calitate care se poate activa prin intermediul software-ului. Un alt filtru care poate fi folositor streamerilor mai gălăgioși este Analog Gain Limiter. Ce face mai exact acest filtru? Ei bine, acesta taie din frecvențele foarte înalte pentru a oferi un sunet fără distorsiuni și a nu deranja privitorii de pe acel stream. Am testat această funcție cu un prieten de pe Discord și chiar își face treaba cu brio, evitând astfel binecunoscuta sintagmă Ears Rip. Dacă nu v-ați dat seama până în acest moment, aflați că tot sunetul acestui review a fost înregistrat cu microfonul Razer Signer V2 Pro. Acum a venit momentul să discutăm despre software-ul Razer Synapse. În prima pagină putem regla amplificarea microfonului, volumul monitorizării, sampling rate-ul și se pot activa sau dezactiva cele două filtre despre care am vorbit puțin mai devreme. A doua pagină este tabloul de bord, Stream Mixer, unde lucrurile devin mai interesante pentru cei care vor să facă streaming. Prin intermediul mixerului puteți să gestionați toate intrările și ieșirile audio care sunt conectate la aparat. În concluzie, chiar dacă ești un streamer sau nu, Razer Signer V2 este un microfon excelent din toate punctele de vedere, fie că ne raportăm la calitatea audio, design sau construcție. Recomand cu toată căldura acest microfon celor care fac stream sau vor să se apuce de stream, dar și celor care creează conținut indiferent de platforma de socializare. Acesta a fost review-ul dedicat microfonului Razer Signer V2 Pro. Îți mulțumesc pentru vizionare!